mă numesc Cristian Moraru, am 33 de ani, mi se mai spune și Ugly Boy. Poate sună ciudat, un golan cu bun simț. Ce a fost mai întâi, Ugly Boy sau tatuajele? Întâi tatuajele. Întâi tatuajele. Da. Dar cum se uită tu oamenii la tine când trec pe lângă tine pe stradă? De exemplu, când veneam de la Mercean la servici sau înspre servici, lângă mine nu se așeza nimeni, pe cuvântul meu. Și prima întrebare, și la orice chef mă duceam, prima întrebare care mi se punea, știi care era? Tu ești dealerul? Nu cred. Pe cuvânt. Am început să-mi pese din ce în ce mai puțin de ce cred oamenii din jurul meu despre mine. În vremurile de altă dată eram foarte complexat de propria persoană și foarte retras, reținut. Eram o persoană care tot timpul ținea cont de părerile celor din jur. Pot spun că n-am trăit pentru mine, am trăit pentru alții. Iar tatuajele faciale au fost o terapie șoc, mai mult. Adică te expui. Pentru că dacă toată viața îți pasă de ce cred alții despre tine și ce zic alții, după ce te tatuezi pe față, nu mai poți să te ascunzi. De aceea terapie șoc. Te expui în întregime. Am încercat să-mi fac viața așa, după bunul plac. În momentul de față îmi construiesc căsuța din pădure. Căsuța pe care o am este undeva în munți. N-am semnal GSM, n-am internet. Am o grădină în care îmi cresc propriile legume. Fac troc. Dau afine, primesc carne, brânză. Energia o primesc de la soare. Căldura de la lemn, apa din fântână și izvoare. Astea sunt elementele de care am nevoie pentru a supraviețui. Ce plan vrei tu de viitor? Nu știu, fericirea. Caut fericirea. Când te trezești dimineața să zâmbești. Și vom prepara un smoothie. Este vorba despre un freestyle. Bucătărie liberă, freestyle. Am 10 elemente în bucătărie și după culori încerc să le combin să iasă ceva. Poate să fie un eșec total. Am aruncat de multe ori mâncarea în veciu pentru că nimeni n-a putut să o mănânce. Este ceva ce am mâncat ultimul an. Eu am început problemele digestive, gastrită. Dimineața până mic dejun, până și cină, mâncam fulgi de ovăz cu apă fierbinte. Și aia sunt o zi să încerc altceva. Deja m-am săturat de fulgi de ovăz. Cine nu s-ar fi săturat? Să vedem ce vor spune ceilalți. Legumele, fructele, le fierbi. Aici am pus ulei cu un ingredient special. Secretul constă în condiment. Boabe de piper tasmanian și sâmburi de papaya uscați. Condimentul de toată aroma, de gustul mâncării. Pentru că altfel ar fi un piure. Hrană pentru nou-născuți. Nu știu dacă șefii vor fi impresionați. Îmi doresc să iau cuțitul, desigur, nu? Dar pentru mine a fost o experiență. Am avut nevoie de diversitate față de ce se întâmplă acasă. Poftă bună! Asta e supă de broccoli. Paste cu fructe de mare. Da, o pastă cu fructe de mare gustoasă. Eu m-aș bucura și la un desert. Da, nu mi-e lăsat nimic. Mi-e lăsat trufe. Hai, și? Da, aoleu. Ce-i asta, mă? Ciudățel sau ciudățică? Că nu-mi dau seama. E supă sau ce? E piure pentru copii de la la Bărcănaș. Dar gătit eco-bio-organic. Aha! Ce, o cremă de legume? Eu nu știu ce este. Îmi miroase și a trufe. Eu știu cine e, mă. Vegetariană, convinsă, care are doi copii mici și le dă mâncare fără carne. Și a venit special să-ți gătească ție. E o bună filipineză toată ziua, care a venit să-și dea acum doctoratul în gătit sănătos pentru copii mici. E bunică, mă. E mândră de ce face, pentru ce le dau și la șef. Foarte interesant să fii copil în zilele noastre, pentru că, uite, mănânci tot felul de chestii de genul ăsta, așa. Eu când eram mic, mâncam iaurt cu pâine. Mai mă, că ai avut și tu perioada ta de care nu-ți mai aduce aminte foarte mult. Știu că mâncam legume fierte, de-alea, în supă de pui. Când eram copil, fii atent, deci laptele venea de la Tsiviki. Era o machidoancă pe care o chema Tsiviki. Ce tăi? La străbunică meu, prin sat, era un cursit. Și striga, bragă, 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 da. Și era un leu paharul de bragă. Lapte, lapte, lapte. Da. Eu nu mai înțeleg, pe vremea mea totul era bio. Hai să votăm.
eu sunt sigur că lui fiu mai iartă. Iartă. Bă, dar chestia asta e eu vegană. Eu n-am copică. Nu, în sensul cu uleiul de trufe, parcă, dar... Să vezi ce bunicuță intră acum. Ai, mă, n-ai cum. Hai, mă. Salut. Ce bună filipineză e, uite pe el. Bă, te-ai murdărit un pic? Da, mi-am dat seama azi dimineața. De la crema asta? Deci nu, nu, nu. Sucis mâncarea după asta crema, după ce am încercat crema, am început să mă tatuez. Deci să aveți grijă că apar efecte secundare. Dar încep așa să... Da, 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 apar ca ciuperci. Ia să vin piel. Cum te cheamă? Chris. Am și o rugăminte, nu prea obișnuiesc să fac asta, dar șorțul jos, bluza jos, piruete, hai. Bine. Deci, pe bune, trebuie să ne explici de unde e pasiunea asta ta pentru tatuaje. Băi, Florin, ești dubios, pe bune, îl pui să se dezbrace. Da, am nevoie de idei. Întoarce-te puțin, doctor. Tot, ai jos. Nevoie de idei? Pe aici nu mai am, pe picioare n-am. Așa, întoarce. Așa. Gata. Perfect. Băi, ai îmbrăcarea. Și citește, vezi de aproape ce scrie, Florin. Stai, lucru, eu văd până acolo. Patru gloanțe sau ce sarea, mă? Cinci. Cinci gloanțe? De da. Ce cinci gloanțe? Cinci amintiri care nu pleacă din trecut. E soldat? Nu. Dar ce-i cu tine? De unde apari? Eu am muncit pe partea de IT. Și înainte să fii IT, ce ai fost? Am trăit viața. Adică? Am călătorit, am văzut lumea. De unde bani să faci așa ceva? Păi poți să muncești, nu? Ce munceai? Am avut un studio de videochat, agenție de escorte. Deci la vârsta de 22-23 de ani, fiind foarte imatur încă, am deschis studio de videochat. Așa, așa, e stat, e stat clasă. Asta mă întrebam eu, de unde bani să scori? Nu? Următoarea etapă după videochat și escorte trebuia să te apuci și tu de regizat filme, de produs filme. Au fost și filme. Ai făcut și filme? Da. Cum ai ajuns în domeniul ăla? N-am știu ce să fac, pur și simplu. Adică mi-am căutat joburi și am găsit studio de video ce te angajează modele. Și ce funcționează? Comunicai cu oameni, te dezbrăcai. Practic ce te-am pus să faci acum. Exact, exact. Da? Scuze. Parțial, parțial. Scuze. Nu, nu mi-ai trezit amintire. Mă bucur. E ok. Mă bucur. Repet, a fost o etapă. Să n-ai vreun stres. Hai să vorbim deschis. Da. Și acum că te-ai lăsat de toate astea, ce faci? Încerc să îmi termin casa și să-mi duc proiect la capăt, la bun sfârșit. Ce proiect? Inițial era vorba să deschid un bootcamp pentru tinerii cu probleme de comportament, probleme de integrare, tineri care nu-și mai găsesc un scop, care nu-și găsesc identitatea. Dar de ce te-ai gândit să faci asta? Simplu, anul trecut am fost internat la psihiatrie. Am clacat nervos. Ultimii 3 ani am petrecut în Germania. Am încercat și eu să duc o viață cinstit, o viață normală. Am început să lucrez pentru un transportator de energie. Se repeta fiecare zi la serviciu, era deja o rutină. Pentru mine zilele repetitive sunt ca o boală, sunt o crimă, o pedeapsă. Plus viața socială zero. Cu familia n-a fost ok, cu partenera mea. Între timp a apărut pe lume fetița mea. Mama copilului meu este o fostă colegă de serviciu. Am avut o relație un an. O familie nu făceau parte din plan în acel moment. Pentru că nu ne înțelegeam de nicio culoare. Dar pe mine nu m-a întrebat niciodată, măi, vrei o familie? Îți dorești un copil? E ok? Știi? Deci nu, am fost pus în fața faptului împlinit. Ce era să fac? Să refuz? Să neg? Pe părerea mea, un bărbat nu ar trebui să facă asta. Adică trebuie totuși să-ți asumi, nu? Duceam prea multe lupte simultan. Dar cum ai ajuns la psihiatrie? Am cedat nervos, pur și simplu. Și ce ai făcut? Am lăsat mâna de pe volan, fără să mai pese de consecințe. Ne întoarcem pe firul poveștii speciale a lui Cristi, care în urma unor chestiuni de viață acumulate, anul trecut a fost internat la psihiatrie. Dar cum ai ajuns la psihiatrie? Am cedat nervos, pur și simplu. Și ce ai făcut? Am lăsat mâna de pe volan, fără să mai pese de consecințe. După care am redresat mașina rapid, hiperventilând m-am dus la un medic, m-au calmat și pe aceea am acceptat să mă internez la psihiatrie, să reflect asupra vieții mele și asupra tot ceea ce se întâmplă. Ai zis că vrei să faci un bootcamp, să faci o chestie care să reeduce. Nu oamenii. Reeduca. Nu. Cine sunt eu să iau decizii în locul tău sau să te manipulez pe tine în așa fel încât să faci cum consider eu că este bine pentru tine? N-am dreptul ăsta și nu-l are nimeni. Pentru că eu probabil am trecut prin același lucru prin care au trecut foarte mulți tineri și vor mai trece. Consider că pot să le dau două, trei perspective. Ok, uite, ăsta e drumul pe care mergi. Cam astea ar fi consecințele.
Ah, ce e asta? Este un freestyle. N-am știut cum o să iasă. Freestyle. Bă, îmi place asta cu freestyle. Zi în continuare. M-am uitat ce ingrediente sunt, ce legume sunt, fructe, am amestecat. Chris. Freestyle. Freestyle, baby. Freestyle, bă. E gustoasă, interesantă, n-arată bine deloc. Știu. Am crezut că o să aruncați cu platourile după mine. N-am știut cum o să... Chris. Freestyle și la mine. Okay. Nu știu cât de mult contează pentru tine ce se întâmplă în cariera ta de bucătar amator de acum încolo, dar eu îți dau un sfat, indiferent care este votul, să aprofundezi un pic domeniul ăsta, pentru că pentru mulți, să știi, că este o relaxare și o evadare. Sunt cel mai apropiat de mâncarea copiilor în ziua asta și este un preparat destul de gustos. Ne-a așteptat pentru felul în care arată. Are gust, atâta. Asta tot. E ciudățenie. Se legume, trufe. Interesant să știi. Ai voie cu arme albe, da? Cred că da. Băi, sigur? Da. Eu am încredere în tine. Din punct de vedere, ții că-s ok. În ciuda okay. aparențelor. Părinții tăi ce părere au? După ce am făcut tatuajele pe față, au renunțat. E-s ok, au acceptat. Oho. Păi vă dați seama, până la tatuaj de pe față, fiecare dată când apăream cu un tatuaj nou, reacție, iarăși, mai iarăși, tatuaje, cât îți mai faci? Cam așa era. Am cunoscut o domnișoară belgiancă, tatuată 90% din corp. Fă-mi cunoștință cu ea. Hai, serios. N-ai numărul ei, nimica. Da. Apreciez. Dă mai de bine. Apreciez. O zi plăcută. La fel, Chris. Păi, baftă. Prima dată am fost șocat. Pulsul, rău de tot. Deși înainte n-am avut emoții. Am crezut că explodez, nu mai aveam stare. De-abia acum încep să procesez și să realizez ce se întâmplă. Chiar mișto ăsta. Da, e interesant. Foarte inteligent. Da, ciudată poveste așa. În afară că mâncăm la emisiunea asta, ceea ce e foarte bine. Mai și aflăm lucruri noi despre oameni. Aflăm o grămadă de povești, băi, despre oameni. Cunoști? Incredibil.